În acest episod la copiii spun... Mai ghicește ceva despre mine. Stai întâi și adorme repede. Da! Poate să se caute un băiat ca să-l găsească, să iubească și cade bebelușul în brațele la doctor. Este ca un pistol. Arată ca un pistol. Bine, și ce se face cu el? Era în armată. Era în armată. Nu era în nicio armată. Ești fica cui? Alu, fica alu nimeni. Doar n-am pistolă. Ah, da, corect. Dar și ce întrebare. Bucurați-vă de Copiii Spun. Pentru o viață sănătoasă, respectă această regulă de bun simț. Da, pietonii au prioritate când traversează strada, pe la trecerea de pietoni. Însă este indicat să așteptăm câteva secunde pe trotuar, ca șoferii să aibă timp să le observe și să oprească. Nu ne aruncăm direct în traversare. De multe ori suntem greu observabili sau trecerea de pietoni nu e marcată corespunzător. E mult mai sigur să numărăm până la 10 în mintea noastră și să vedem că mașinile s-au oprit. Abia apoi ne angajăm în traversare. Pentru o viață sănătoasă, respectă această regulă de bun simț. Dragoste multă. Și serviciu pentru bade, sigur. Păi trebuie să fim să mănânci în primul rând. Și după aceea trebuie să-l alăptezi. Să ceri Doamne, Doamne, în copil. O semință cu bebe. Ai nevoie de gândire că Dumnezeu o să-ți dea un copil și încredere în Dumnezeu și gândire că o să ai un copil. Ai nevoie, de exemplu, pentru ca să faci un copil, dar să faci și un copil deștept, nu un copil de ăsta, ai nevoie uneori de medicamente, de dus la doctor, dar mai ai nevoie și de încă niște iubire pe la corp, adică mai ai nevoie și de niște iubire, nu mai ai nevoie numai de pastile și doctor și de astea, dar uneori dacă tu ai nevoie așa, dacă tu ești bolnav și gen... faci un copil, ești o femeie, faci un copil, ești bolnavă, te doare ceva, nu știu, nu iei pastile, zici că o să treacă repede și o răceala, a trecut răceala, dar copilul din purtă ce mai zice? Este praf săracul. Câți ani ai? 4 ani și 7 luni. Vii din București? Da. De unde? Unde stai? În București, sectorul 1, numărul 5. Și stagul meu are roșu, albastru și galben. Nu știu, roșu, albastru. Așa. Galben și roșu. România, strada Alipur și numărul 5. Și așa este acolo și am un barc foarte disactiv. Unde? La Mihai și Bianca. Cine sunt ei? Niște colegi și sunt la grupa mijlocie și mă duc cu colegii mei să mă joc afară. Cum e primăvară sau... primăvară și ia și ce nu te împie foarte, foarte cald. Da, mă duc așa la afară și de-aia. Da, și? Și mă duc foarte mult în parc. Și? De ce ai venit azi? Ca să vorbesc cu tine aici. Dar de ce ți-ai dorit să vorbești cu mine? Am vrut să vorbesc cu tine. S-am văzut și la televizor. Ai uitat și la mine, mai ții minte? Știu, normal că m-am uitat la tine. Păi deci sunt de frumoasă. Cum să nu uit? Cum să uit așa ceva? Doamne, tu ești fiica a cui?
fiica lui... Eu n-am soră. Așa. Decât am văr. Dar vărul are 9 ani și nu e fratele meu să dorm cu el. Dar decât într-o zi a venit el la mine și a dormit în casa mea. Mm-hmm. Dar ai vrea să ai un frățior care să fie mai mare decât tine? Nu, da. Îmi-a plăcea să am un bebeluș să-i dau de mâncare. Da, dar care să fie mai mare decât tine. Da. Se poate rezolva, sunt convins. Deci, ești fica cui? Alu, fica lui nimeni, că nu am scolă. Ah, da, corect. Da, și o ce întrebare. Dar fata cui ești? Fata lui mami. Și alu tati? Și alu tati? Da. Amândoi îi iubesc. Nu, ce drăguț ești. Normal să iubești. Hai să vedem. Vreau să-ți prezinți puțin familia. Să-ți prezinți mama, să zici ce are bun, ce îți place la ea și ce face, cu ce se ocupă. Să începem. Se apucă de călcat, de haine, îmi pregătește hainele să plec la plimbare și după aia mă duce acasă, se pronunță la serviciu, la salon, tundă femeile la păr și le vopsește. În ce culoare? Roz, galben, albastru. Asta culori obișnuite. Da. La corcobeu. Înseamnă că e foarte pricepută. Bravo! Și tate tunde. Mami... După ce le vopsește, tati le tunde? Sau o tunde din când în când? Nu! Știi ce vrei să zic eu? Zi! Cristina face unghiile, tate tunde, iar mami vopsește. Cine e Cristina asta? Cristina e mami de la salon, mami, e colega lui Cristina. Și Cristina face unghiile la... O cunoști acum? Pe Cristina? Sigur, gata, mi-am amintit că și eu mi-am făcut unghiile la ea. Da. Înainte să mă vopsesc. Da. Îți place cum m-am vopsit? Da. E frumos, nu? Mm-hmm. Ce culoare m-am dat? Culoarea din cap este alb. Alb a ieșit? Da. Nu vreau să fie negru. Ia uite-te în televizor. Aoleu, trebuie să mă duc să mă revopsesc, că nu se poate. Așa o să apar? Da. Că eu sunt brunet, de fapt, știi? Da. Poți să mă ajuți într-un fel să mă fac brunet? Da. Cum? Să te pictezi brunet. Tu? Tu. Dar nu poți să merg la un salon? Da. Unde? La unde lucrează mami. Gata, mă vopsește cineva acolo sau? Da. Da, unde e asta? Două metoare și mergi un pic și vezi salonul lui mami, vezi că are un gard și acolo este o foarfecă cu o perie și acolo trebuie să mergi, intri acolo, da? Da, stai. Da. Așa? Și are și are și de alea de vopsit, are și daune. Mă face și creț, dacă vreau? Da. Bun. Acum, deci, tu cu cine ești rudă? Cu mami. Da. Și cu tata. Și cu tata. Și în rest nu mai ai rude? Nu. Nu? Păi, cu bunicul nu ești rudă? Îl iubesc și pe el, dar s-a lovit într-o mână. Așa, continuă. S-a lovit într-o mână asta. Care mână s-a lovit? Aia care a ridicat-o. Da, culmea. Exact pe aia care a ridicat-o, el aia e lovit. Da, așa. Și cum s-a lovit? Te rog frumos să-mi povestești, că vreau să știu. Ce a pățit? Vreau să se ducă undeva la un pod, să ia... Nu, la un... La Miria pod. La Miria pod. Da. Nu la Miria pod, la un pod. Și a alunecat pe gheață, că a fost o săpadă cu gheață și a alunecat pe gheață și a scânte mâna. Of, săracu. Și nu mai poate să joace table, ha? Nu. Și tu ce faci? L-ajuți într-un fel? Îl îngrijești? Da, i-am dat până să vii tu cu băiețelul ăla, l-am îngrijit. Da? Păi am dat un pic de băiețelul ăla la rece. Nu. No. Da. Uite, ăla cu bluza mov, uite care a ridicat mâna. Mov, ha? Da. El e tataia meu. Și lângă cine? Este lângă bunii. Ia, vorbește și despre ea, puțin descrie-o. E tânără? Da. E tânără?
Nu, ești așa și așa. Mi se pare că e tânără. Da. E tânără, bun. Uite-te la ea, să vezi. Lângă... Da. E tinerică, da. Crede-mă. Da. Așa, descriu-o puțin pe ea. Este... Are un salon cu foarte mult... Mă, dar toate... Șef. E șefă la un salon? Da. Păi stai mă, Iisus, dar ce? Nu lucrează la salon, lucrează la un serviciu, alt serviciu, de lângă acasă, la mine. Da. Și ce face bunica? Lucrează la laptop și îmi face și mie niște desene, se desenez pe ele și îmi face și o vestuță. A, e pe modă, e așa? E da. Da, e modistă ea. Da. Sau modestă? Modestă. Modestă, că nu mai știam cum se pronunță. Bun. Și ei se înțeleg, bunicii? Da, se înțeleg. Dar numai că îmi pune picături în ochi. Îmi pune picături în ochi. Cine? Mami și tati. Că într-o zi aveam niște dermatite la ochi, niște pene de alea la ochi. Cum se numesc? Că o dividă, așa da. Zic eu. Oh, bine că ți-a trecut conjunctivita asta, că e nu e plăcută și te... Da. Da, da. Ce culoare au ochii tăi? Albastru. De unde vine culoarea ochilor? De unde a lăs mami pe carte. Așa s-a dorit. Așa și-a dorit? A scris ea undeva, vreau fetița mea când se va... Nu, a lucrat la Dumnezeu. A, a lucrat? La Dumnezeu. Aha. Nu a lucrat. Dar ce? A? L-a rugat. L-a rugat. Așa l-a rugat. Da. Cum i-a spus? Mă, te rog frumos, poți să-mi dai și mie fetița lepăda Sofia Maria? Așa a zis, a? Ce frumos. Și ce a zis? Și dacă tot apare în viața mea, te rog frumos să aibă, cum e zis? Să aibă ochii? Ochii albaștri. Mm-hmm. Și ce și-a mai dorit, mami? Cum să fii? Așa de frumoasă. Și deșteaptă sau... Deșteaptă, Zul. Da? Da, și știu să gătesc, știu să fac și case și blocuri. Da? Da. Bravo. Bun. Acum, eu am o abilitate, adică am o putere. Știu să ghicesc anumite gânduri. Fii atentă. La mine. Știu că ai avut o pisică. N-am. Nu ai. A plecat a mea. Vezi? Unde s-a dus? La o altă femeie. Era motan? Nu. Ultima waffle. A fost pisică. Frumos. A, e bravo. Mai ghicești altceva. Să mai ghicesc altceva. Tu... Stai să mă gândesc la... Ce ai vrea să ghicesc? Întreabă-mă tu. Dacă am fost cu minte. Dacă ai fost cu minte? Da. În general, da, dar ai momente când ești certată pentru că n-ai răbdare când vorbesc părinții între ei, intri tu peste. Da. Vezi că știu? Și știu că mai ai un... Ia, stai, țin. Îți dorești să călătorești în Turcia? Nu. Cu avionul? Nu. Pentru că nu a căzut casele acolo. Păi nu acum, domnule. Păi da, din păcate, da. Nu acum, dar îți doreai. Da. Dar îți doreai. Da. Bun. Și un alt gând secret... Și eu știu ceva. Mai întreabă, ce știi? Ești cu minte și te uiți la televizor. Mă uit la televizor. Mai ghicește ceva despre mine. Stai întâi și adormi repede. Da! De unde știi? Chiar adorm repede. Mai zi ceva despre mine. Pisicile tele te mângâie. Dacă te referi la fetița mea și mama ei, sigur, dar am un cățel pe care îl cheamă Mură sau nu? Îl cheamă Mură. Bravo! Uite că ai ghicit. Aplauze, draga mea, ești impecabilă. Ce-ai mai vrea tu să-mi povestești ce poate ai uitat sau? Mâine face ciorbă.
Ca să mănânc, să crezi mare. Deci ești minunată. Ai vrea un frățior sau nu, până la urmă? Da. Și ai împărțit totul cu el, știi, nu? Da, am împărțit cu bolul meu. Bun, ce voiam să te întreb. Cum rezolvăm să ai un frățior? Cu cine trebuie vorbit? Dacă vrea babă sau nu, dar ea nu vrea. Păi de unde hotărăște mami? Mami hotărăște? Păi nu, dacă vrea bebelusul sau se căsătorește cu cineva, se căsătorește cu cineva, se o iubește și iese bebelușul. Deci tati n-are nicio treabă cu asta, trebuie să îi găsească pe cineva să se căsătorească sau cum? Nu, trebuie să găsească un om ca să se căsătorească. Păi cum e asta? Asta trebuie să care vreau o fată sau un băiat. Mm-hmm. Fata trebuie să caute un băiat ca să-l găsească, să-l iubească și cade bebelușul în brațele la doctor. Hai să facem o încheiere frumoasă cu un premiu pentru tine. Da. Ești de acord, nu mă oprești din asta. Aici o să vedem o roată cu multe premii și unul dintre acele premii va merge la... Zi tu, la... La... Mine. Ăsta, la tine, pardon. Hai. Ia să pornim roata. Și premiul tău este un set de karaoke. Poți să înveți să cânți cu microfon. Perfect! Ce a făcut o tati? I-a dat o hârtie și i-a pus ciocolată pe hârtie și credea că e caca. Sincer, știi penele alea când te așezi face un zgomot. Ca un împârț. Așa, când mama zice să veniți la masă, tata și sora mea să le pun alea. Mama scuns. Și i-am zis, ba, cât m-a și speriat. Am păcălit de mai multe ori de când eram mic, când păcăleam, când făceam glume de astea, știi? Când eram noi mici, mereu încercam să facem păcăleli, dar eu la ce păcăleli făceam era... toată lumea râdea. Pe nimeni. Adevărul mereu să iasă la pusă față. După cum vedeți, suntem la rubrica... Retro-enciclopedia. Retro-enciclopedia. Am în mână niște obiecte cunoscute, probabil doar pentru cei de vârsta... Pentru cei de vârsta... 3. Da. Tu știi ce sunt astea? Nu. Este ca un pistol. Arată ca un pistol. Bine. Și ce se face cu el? Era în armată. Nu era în nicio armată. Era un joc... destul de periculos. Da. Se introducea un cornet de hârtie. Dă-mi, că-l pun aici. Stai puțin, aici. Că trebuie rupt. E prea mare pentru această țeavă. Și ce crezi că se întâmpla cu acest cornet? Da, știu. Dacă dădeai în față, te omora. Uite-te exemplu, care e camera bună? Pot să dau și eu? Cu slow motion? Pot să dau și eu? Ia. Ok. Dar nu spre mine, dai înspre, uite, spre camera aici? Ta. Aici? Și ieșeau niște războaie. Foarte bun. Hai, dai și... Hai că merge, funcționează, vezi? Știu, dar... Mai ia unul. Hai, bagă-ți mai multe și tragi pe rând. Era frică. Ai tras? Hai era să le golim. Era frică să nu vă omor. Opa. Opa. Și tragem. Așa? Ah, pardon, nu te-am văzut că ești aici. Scuze. Jocuri foarte educative. Mamă, ce țintă. Așa, dă-i. Nu scuipa, domnule, ce faci? Păi, aba nu, că nu mai era. Păi ia. Și trage. Și ultima? Haide, păi la mine?
La mine? Slow motion? Asta? La mine? Ma. La mine? La mine? Ia! Mai e una? Ultima? Ok. Vezi ce jocuri aveam? Trage și tu. Ia că dau tine televizor vechi. Hai, trage, uite, tot acolo. Stai. Lasă, păi... Da, țintește! Nu acolo, mă... Am tras eu acolo, na. E, nu-i nimic, foarte bine. Dar, atenție, ne-am distrat suficient. Cumpărați această chestie dacă vreți să vă jucați și sunteți plictisiți. Cumpărați-o, este la un preț de 65 de lei. Noi ziceam tub de Berman. Da, tub de Berman. Sunt două tipuri. Unul care arată ca o pușcă și unul normal. Simplu. Asta e simplu, e mai practic. Ăla, mă rog, ai mai multe gloanțe pe țeavă, da. Cornete, dar atenție, este destul de periculos. N-ar trebui să vă mai jucați astăzi cu asemenea jocuri, pentru că vă puteți nimeri în locuri vulnerabile. Nu, puteți să trageți, vulnerabile. Puteți să trageți în case, nu? Exact, în ținte. În ținte merge, dar nu între voi. În case, pentru că astea sunt de hârtie, nu de alea care bubuiesc, că da, nici nu vreau să mă gândesc cum sunt. Asta nu e un joc de care să fiu mândru, dar până la urmă noi ne jucăm așa și mir că nimeni n-a pățit nimic. Aș mai vrea să fac, că acesta chiar m-a distrat. Da? Mă bucur că e distractiv. Bine, îți mulțumesc foarte mult, le-am vândut? Le-am vândut la 65 de lei. Eu la 65 de ani. N-am la 65 de ani, aveți 20 de ani. Ia-ți la revedere. La revedere, ne vedem în episodul următor. Vă mulțumim. Pentru o viață sănătoasă, respectă această regulă de bun simț. Da, pietonii au prioritate când traversează strada, pe la trecerea de pietoni. Însă este indicat să așteptăm câteva secunde pe trotuar ca șoferii să aibă timp să le observe și să oprească. Nu ne aruncăm direct în traversare. De multe ori suntem greu observabili sau trecerea de pietoni nu e marcată corespunzător. E mult mai sigur să numărăm până la 10 în mintea noastră și să vedem că mașinile s-au oprit. Abia apoi ne angajăm în traversare. Pentru o viață sănătoasă, respectă această regulă de bun simț. Foarte fain și copiii de astăzi, dar ca să nu pierdeți niciun episod din emisiune, nu uitați să vă abonați apăsând butonul subscribe. Până data viitoare, o seară frumoasă. Ciao. Data viitoare la copiii spun. Dar ce crezi tu despre vorba asta? Dacă avem o viață, ce trebuie să facem? Să mâncăm. Asta să fie, să mâncăm. Marius, ce părere ai despre proiectul NASA de a trimite opere de artă pe lună? Este binevenit, de nota 10. Mi-ar plăcea și mie să fac o pictură și să o trimit pe lună, să o vadă toată lumea.